Direcția de asistență socială de Vara a redeschis joi, 4 noiembrie, adăpostul de urgență pe timp de noapte, situat pe strada Nicolae Grigorescu, numărul 8 bis. Centrul se adresează celor fără adăpost, vârstnicilor și altor categorii de persoane cu probleme sociale. Ne bucurăm că, iată, din data de 4 noiembrie am putut să redeschidem acest serviciu social care se adresează cu precădere persoanelor lipsite de adăpost, persoanelor străzii. Și începând cu data de 4 noiembrie, sunt așteptați la centrul nostru social. Cei care vor apela la adăpostul de urgență pe timp de noapte din cartierul Devean Grigorescu vor beneficia pe lângă cazare și de alte servicii gratuite, inclusiv hrană sau consiliere socială și juridică. Programul de funcționare este între ora 19 și 7 dimineața și trebuie să precizăm că persoanele care vor solicita găzduirea vor beneficia nu doar de găzduire, ci și de două mese gratuite pe zi, respectiv micul dejun și cina, de consiliere socială și consiliere juridică și, bineînțeles, îi vom sprijini, reprezentanții centrului vor sprijini în tot ceea ce înseamnă măsurile de reinserție socială, de la procurarea de acte de identitate, eu știu, cei care nu beneficiază de drepturile de pensie încă, de încadrare în grad de handicap, vor fi îndrumați de asemenea către acordarea ajutorului social, așa încât încet, încet, într-un fel sau altul, într-o mică sau mai mare măsură, să se realizeze incluziunea lor socială. Stabilimentul are o capacitate de 30 de locuri și beneficiază de mai multe facilități. Reprezentanții Direcției de Asistență Socială de Vara, ținând cont și de experiența anilor anteriori, estimează că locurile vor fi ocupate în totalitate în sezonul rece. Având în vedere că în momentul de față capacitatea centrului este de 30 de locuri, respectiv 10 dormitoare, având în vedere fluxul care a fost, estimăm că și în perioada aceasta sezonului rece că va fi ocupat la capacitate maximă. Găzuirea în adăpostul de urgență pe timp de noapte al Direcției de Asistență Socială de Vara se acordă pe o perioadă de maximum 60 de zile într-un an calendaristic, cu posibilitatea de prelungire în urma evaluării cazului și în funcție de locurile disponibile. În cazul persoanelor aflate în tranzit în municipiul Deva, perioada de găzduire în adăpost este de o zi.